Lovitură de teatru, Marie Iorgulescu scapă de condamnarea la 14 ani de închisoare pentru că a omorât un bărbat când conducea beat și drogat. Procesul va fi rejudecat, așa cum au cerut avocații, cei plătiți de tatălui, președintele Ligii de Fotbal din România. Marie Iorgulescu nu mai este în țară de 5 ani. La o lună după accident, familia l-a transferat la o clinică din Italia și refuză să-l aducă în România pentru că ar avea afecțiuni psihice netratabile. 13 ani și 8 luni trebuia să stea în spatele gratilor Mario Iorgulescu după accidentul din septembrie 2019, când a ucis un tânăr de 24 de ani, tata doi copii. Când a trecut pe roșu și a lovit mașina acestuia, conducea cu peste 160 de km pe oră și nu a schițat niciun gest să frâneze. Mario Iorgulescu nici nu a trecut prin arest. Familia l-a scos rapid din țară, iar la 5 ani după tragedie, decizia judecătorească de astăzi l-a aruncat în disperare pe tatăl victimei. Cum ați plătit justiția? Dacă astăzi recurse în casație, se acceptă? Nu. Aș putea să mă urc pe un bloc să mă arunc de acum. Curtea Supremă a admis recursul în casație și a trimis dosarul lui Mario Iorgulescu înapoi la Curtea de Apel pentru rejudecare. Acum am putea asista la trei scenarii. Fie o pedapsă mai mică, fie schimbarea încadrării din omor în ucidere din culpă, fie achitarea pe motiv că ar suferi de probleme psihice. Avem de-a face cu o persoană căreia i s-a descoperit o anumită afecțiune a lobului frontal, care va putea fi exploatată în sensul în care nu putea să răspundă penal la momentul faptei. Până la următoarea decizie a Curții de Apel, Mario Iorgulescu este un om liber. Imediat după accident, pe numele lui Mario Iorgulescu a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. A fost înlocuit cu mandatul de executare, imediat după pronunțarea condamnării definitive. Cu toate acestea, Italia a refuzat toate cererile României de a-l extrada pe fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Acum, niciunul dintre mandate nu mai este valabil. Pentru părinții lui Dani Vicol, victima lui Mario Iorgulescu, fiecare ședință de judecat a fost o tortură prelungită. De 5 ani îți bat cu viața foarte greu. Cred că am să-ți spun un cuvinte. Primul nu le-a apărat pentru mine, pentru copilul meu, că l-a apărat de copilul meu. Doamne, mă dărmă orice proces. Când eu aici nu mai pot merge. Domnul Iorgulescu a tot căutat să ne facă piedici. Putea să recunosc. Raportul toxicologic a arătat că Mario Iorgulescu consumase alcool și cocaină înainte de a urca la volan. Avocații au contestat de la început rezultatele. Spitalul Elias nu avea acreditare de la RENAR să efectueze această procedură de prelevare a probelor biologice. Curtea de Apel București urmează să stabilească acum un nou termen de rejudecare. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.